de prezență. Deci puteam fi de mână, da? Bună ziua încă o dată. Domnilor consilieri, în conformitate cu articolul 39 aliniatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, ați fost convocați prin dispoziția 246 din 24 noiembrie 2017 emisă de primarul Comunei Urechești să participați la lucrările ședinței ordinare de astăzi cu următoarea ordine de zi. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 27 octombrie 2017, aprobarea procesului verbal al ședinței convocată de îndată 24 noiembrie 2017, punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Grânceanu Iuliana din partea Partidului Social Democrat, inițiator al proiectului, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind acordarea pe titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Secedel Gaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren de 1 m² aparținând domeniului public al Comunei Urechești pentru execuția lucrurilor de montare stâlp pentru montare recluzări în derivație 20 kW de GRS Urechești din rea 20 kW și șcan Căiuț, județul Bacău, inițiator al proiectului, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018 la nivelul Comunei Urechești, județul Bacău, în cuantum de 4,07 lei per persoană per lună. Inițiator, primarul Comunei Urechești. Și punctul numărul 7. Diverse. Înainte de începerea lucrărilor ședinței și de aprobarea ordinii de zi, aș dori să consult Consiliul Local dacă mai sunt probleme urgente sau eventual situații care nu pot fi amânate pentru ședința următoare și totodată dacă comisiile s-au pronunțat cu rapoartele și avizele de specialitate asupra proiectelor supuse ordinii de zi. Probleme nu sunt. Comisia juridic a dat aviz favorabil la procesul verbal și la rapoartele. La fel și Comisia Economică aviz favorabil pe proiectele de hotărâre care s-au discutat. Și începem ședința. Sigur. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Voturi pentru? Abțineri? Doamna Lucea, nu este necesar să vă abțineți. Deci constat că în unanimitate proiectul ordinii de zi a fost votat. Înainte de începerea lucrărilor ședinței, supun aprobării procesului verbal al lunii octombrie din cadrul ședinței ordinare. Voturi pentru? În unanimitate a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 1 octombrie, da? Supunem totodată aprobării procesul verbal al ședinței convocate de îndată, din data de 24 noiembrie 2017. Voturi pentru? Nu există împotrivă sau abținere, da? În conformitate cu legea 215, permiteți-mi să dau cuvântul doamnei președinte de ședință, doamna Dragu Minița, pentru a conduce în continuare lucrările ședinței. Vă mulțumesc, domnul președinte. Continuăm cu punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Grânceanu Iuliana din partea Partidului Social Democrat. Aici dăm cuvântul lui domnului Mărcuț pentru citirea procesului verbal și pentru validarea mandatului. Vă mulțumesc, doamna președinte. Comisia de validare a încheiat astăzi 29.11.2017 procesul verbal. Comisia de validare constituită prin hotărârea Consiliului Local numărul 34 adoptată în data de 25.06.2016 a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de invalidare, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului doamnei Grânceanu Iulia în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Urechești.
de pentru care am încheiat prezentul proces verbal care îl mânesc domnului secretar al Unității Administrative Teritoriale. Mulțumesc. Conform procedurii, doamna Munceanu s-a îngănit de la dumneavoastră să depuneți în fața Consiliului documentul prevăzut de legea 15, capitolul 32. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comune urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vreau să semnați. Totodată țin să vă aduc la cunoștință că în perioada imediat următoare urmarea validării și adoptării hotărârii de Consiliul Local aveți obligația să depuneți declarația de avere și declarația de interese la dosarul primăriei pentru a fi înaintată către nominal. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna Vrânceanu uninominal. Vot secret, doriți? Nu uninominal. Așa se procedează la validarea consilierilor. Validarea consilierilor se face cu votul uninominal. Adică să ia pe rând fiecare consilier. Am înțeles. Se numește. Bun. Doamna președinte, începeți să... Domnul Gurău, sunteți de acord? De acord. Domnul Prisecaru? De acord. Domnul Amariuțe? Domnul Andrei? De acord. Domnul Corum? Eu de acord. Domnul Vice? De acord. Domnul Mărcuț? Domnul Lungu, de acord. Domnul Munteanu de acord. Și Drăgan. De deci constat că în unanimitate Consiliul Local și-a dat acordul cu privire la aprobarea hotărârii privind validarea mandatului doamnei Vrânceanu Iuliană. Da. Nu, acum ai nevoie să le propun doamna Vrânceanu, voi două cuvinte, că așa e vorba. Da. Da, Vrânceanu. Da, Vrânceanu. Aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc și sperăm să colaborăm cu prieteni, cu... răspundere. Bine. Da, noi vă urăm bun venit în echipa... Bun venit. În echipa... constituită de către colegii dumneavoastră. Colaborat cu opoziția... Eu vă spun treabă, doamna Vrânceanu. Eu vă spun treabă în fața Consiliului Local. Eu sunt vorbos, vă sunt un chip dintr-o bucată de la știți. Dar vă rog frumos ca dată să vă controlați vocabularul înainte de a vorbi pe Consiliul Local Urechești. Consiliul Local Urechești e un consiliu bun, să spun eu bun, nu sunt mai multe cuvinte și totdeauna vreau ca să transmite și noi la locuitorii comuni că consiliul își face treaba cu fiecare. Eu sunt convins în parcurs că, cum spun eu, este. Da, mulțumesc. Știu, știu, nu, dar mai trebuie bun. Dar dacă dați curs bârfelor și bârfelor, e problema noastră. Și eu ce vreau să vă spun, vă pun în față, dacă am ceva personal cu dumneavoastră. Nu cu mine, nu cu mine. Bine, hai să o încheiem. Hai să o încheiem, gata, încheiem discuția. La diverse, la diverse. La diverse. La diverse, la diverse. Hai să nu îi ajungem. Lăsăm subiectul de diverse. Deci, i-a luat din prima. Domnul Prisecaru, da? Fără... După aia, scuze. Nu, mi-a zis da. Mi-a zis da. Continuăm cu punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude către SC Delgaz Greens S.A. asupra unei suprafețe de 1 metru pătrat, aparținând domeniului public al comunei Urechești pentru execuția lucrărilor de montare stâlp, pentru montare recluză în de GRS Urechești și șcan Căiuț Bacău. Aici, inițiator, domnul primar, îi dăm cuvântul lui domnul vice să ne spună despre ce este. Este vorba de o stâlp care este izdată comune la tu mă încapă la fotocopii. El este, trebuie locuit neapărat, dar în schimb îi vine lângă ea și o plătește. În cazul în care tensiunea, o fi de rezervă a tensiunii în zona aia acolo. Asta e o treabă. În schimb, vom lua de acolo și de montează, poți în marginea totușului ca dict, pentru totuși,
Dacă îmi permiteți ca persoană de specialitate. Deci ce ați citit acolo, recorder. Deci pe stâlpul ăsta se va monta un întrerupător automat, care în caz de apare un defect undeva, până acum trebuia să izoleze o regiune de mare, izolează exact zona cu defect. Deci e o problemă de automatizare, că se montează, se schimbă stâlpul, pentru că stâlpul care era nu rezistă la un aparataj cu greutatea asta. Cam asta e vorba. Mulțumim de informații. Probabil că ați discutat în ședința de Comisia de Specialitate. Păi, bineînțeles că am avut discuția în Comisia de Specialitate. Mulțumesc, domnul, de precizare. Pentru ca și completare, dacă îmi permiteți, referitor la acest proiect de hotărâre, este o adresă înregistrată la Primăria Comunei Gurești, prin care se solicită emiterea sau aprobarea de către Consiliul Local a efectuării acestor lucrări. În spatele acestei adrese, bineînțeles, societatea care este prestatoare de servicii către Delgaz Grid a înaintat și documentația necesară aferentă lucrărilor care vor fi executate, respectiv certificatele de urbanism, cât și planurile de situație. Pe această cale urmează doar ca dumneavoastră, în calitate de organ deliberativ, să aprobați totodată efectuarea acestor lucrări, lucrări care, după cum ați observat, cred, în proiectul de hotărâre, sunt menționate că vor fi dreptul acesta de uz și servitute va fi doar pe perioada execuției lucrărilor și la finalizarea lucrării, terenul va fi adus la starea inițială de către executant. Domnul Andrei, da, asta vreau să zic eu, că domnul Vici ar trebui să controleze în urmă dacă, într-adevăr, a lăsat gaură acolo. Mai ales că e pe domeniul nostru și izlaz pe acolo, să nu ne trezim că o să cadă un animal în gaură. Adică să fie astupat, să fie adus la normele necesare. Cu siguranță, noi după ce această hotărâre va fi aprobată sau unde către dumneavoastră, în adresa pe care o vom înainta privind comunicarea măsurii luate sau hotărârii adoptate de către Consiliul Local, le vom pune în vedere cele prevăzute de hotărârea de Consiliul. Respectarea cu strictețe a hotărârii adoptate de către Consiliul Local. Repet, acest drept de uz și servitute va fi existent doar pe durata lucrărilor efectuate. Supunem la vot proiectul de hotărâre. N-am înțeles. Uși servitute numai pe durata lucrărilor efectuate? Da. Deci, uzul și servitute asupra terenului de un metru pătrat. După ce a fost un fiul de bineînțeles, nu va fi proprietar. Pentru că este domeniul public. Pe uși servitute nu înseamnă proprietar, înțeleg eu. Deci el se servește de teren. El se servește de teren pe toată durata de funcționare a acestui aparat, nu numai pe timpul executării lucrării. Exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului, în suprafață de un metru pătrat, afectat de capacitățile energetice, da, se realizează cu titlul gratuit pe toată durata existenței acestora. Păi nu, pe timpul executărilor, a zis. Ok. Și existenței stâlpului respectiv. Toată durata de funcționare și durata are cel puțin 40 de ani sau 40 de ani. Dar nu pe timpul execuției lucrărilor. Așa. Înseamnă că m-am exprimat. Da, bine. Nicio problemă. De asta suntem să ne completăm. Sigur, sigur. Supunem la vot? Da, păi aici trebuie neapărat. E un serviciu făcut primării. Adică locuitorul. Constat că proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, da? Da, următorul punct. Asta se noteze, domnul secretar. Următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018 la nivelul Comunei Urechești în cuantum de 4,07 lei persoană pe lună. Cine se înscrie la cuvânt pentru porunc? Altcineva? Sau pe parcurs vă mai înscris? Pe parcurs. Domnul Toru. Și nu mă pricep să spun dacă este mult sau puțin. Pentru că
nu mă pricep la domeniul ăsta, nu știu ce implică. Da, mă gândesc la o familie, o familie care are, nu știu, la 6, 7, 10 persoane, ce înseamnă 4 ori, că dacă e persoană, înseamnă 4 ori câte persoane sunt acolo. Și dacă am 10 persoane și avem familii, dacă spun 10 persoane, înseamnă 8 copii și părinți. Sau sunt înseamnă, sau înseamnă, dom'le, sunt excepții, dar noi discutăm și excepțiile, nu numai. Da, da? Dar o persoană, să zicem că o familie are 3 copii, dacă vorbim de medie, are 3 copii, cu părinții să fac 5, mai e și o soacră sau o bunică sau așa, ajungem tot la vreo 7-8. 8 ori 4, fără să iau ce urmează după virgulă, înseamnă vreo 32 de lei pe lună. Da. Ori 2. Și înmulțim cu 12 și nu știu. Deci, repet încă o dată, nu mă pricep. Dar spun și eu, ce înseamnă 32 de lei pentru o familie? Da. Ne întrebăm. Ori 12. Da. E văd, dar o răspuns și eu, dar... La urmă, mă gândesc. Eu am ridicat o problemă. La urmă. Deci am luat o familie medie, că pe lângă părinți și copii, sigur, mă ieși și o soacră, mă ieși un socru sau o bunică. Dacă îmi permiteți, domnul Porumboț, să vă explic o situație de față referitor la această taxă. Nu am idee, dar cu siguranță în ședințele din anii anteriori, acest plan de evoluție al tarifelor și taxelor, Consiliul Local cred că l-a aprobat. Nu înseamnă s-a creat un precedent și noi trebuie să aprobăm în continuare? Deci, fiind votat acest plan de evoluție... s-a votat atunci. În adresa pe care asociația... Nici nu eram consilier eu, dacă este la mine. Spune în adresă, vă rugăm să aveți în vedere toate hotărârile adoptate anterior, precum și necesitatea respectării obligațiilor de plată asumate în cadrul contractelor de delegare. Vă rugăm, spune. În analize, ne spun, vă rugăm. Pentru că suntem membri la ADIS de atâta timp, s-a fixat o taxă, am cotizat, suntem printre fundatorii ADIS-ului, nu putem să venim contra, într-adevăr. Sunt persoane, sunt cazuri puține. Dar aici mai vine la urmă răspuns eu. Mai vine și cu, la punctul 2, mai sunt și câteva scutite. Deci, văduve de veterani de război scutite, avem persoane migrate cu handicap. Cu ăsta, deci, oricum, o să ajungem la o... Așa, da. Mult nu-i, numai să respecte. Problema e alta. Colectarea să facă și să fie taxele plătite la zi. Să nu ajungem ca situația cum suntem acum, că suntem penalizați două luni de zile când ne-am achitat taxele la gunoi, că dacă era strâns la suma respectivă de anul trecut, noi am, Consiliul Local, am încercat să mai subvenționăm, adică să mai plătim noi o diferență. Și am ajuns în posibilitatea de n-am putut să facem nimic. Dacă era taxa corect strânsă, la ora actuală putea să vină mașină și să strângă cu noi în continuare. Așa, două luni de zile, cetățenii sunt foarte nemulțumiți, dar trebuie să înțeleagă și ei și trebuie să înțeleagă că de la 1 ianuarie taxa să fie plătită la zi ca să vină și răspunderea oricum o să fie a noastră. Dar să vedem la fixarea bugetului, dacă mai introducem în buget sau nu, o colectăm separat taxa. Asta rămâne de văzut. Era varianta să vină și ei de la ADIS să strângă banii ca să nu mai de la cetățeni, dar zic că nu poate chestia asta. Asta poate trebuie să hotărâm, că e greu. Noi am mers ca să-i strângă la bugetul de... Zic, dacă nu omul când își plătească taxa și bugetul, să vină să-și plătească și... E cam greu, ei, îți bani mulți, dar dacă veneau și colectau ei, de la ADIS, era o altă treabă. Nu mai era răspunderea noastră. Ei au dat-o totuși prin noi, Consiliul Local, ca să avem grijă să meargă la buna îndeplinire. Ne-a fost doar mai ușor, a pus pe spinarea noastră și noi trebuie să gândim. Anul trecut... Deci să gândim pe 2018 cum o să strângem. Deci suma nu ar fi, că prin ajunge la 448 de lei și ceva, 49 de lei pe an. Domnul consilier. Suma poate sună mică pentru mine, pentru tine, pentru care totuși avem niște venituri.
Deci eu când am pus în discuție, m-am referit la omul ăla cu venit mic, un pensionar care are 4-5 milioane, da? Da, milioane 4-5 de lei, dacă vă da, primăm în lei acum, da? Și dacă are 4-500 de lei, am dat un răspuns. Eu ca să mă uit de grijă că nu înseamnă obiectivul ăsta, dacă l-am luat cu primarul obiectiv. Și sunt oameni care sunt în ăștia, zic eu, care n-au venit, au catat să-i păsui impozitiv bărbate, și mai ales 5 copii după el, ca să văd de 2 ieși și unii de pentru copii, ca să fac o medie, ca să nu fac, și eu mor pe el efectiv. Ar fi el dacă mă duc să pune la băiețul de sub coastă, care l-a ajutat special și are 12 copii, vă dați seama că da, suntem cu el. Adică suntem un consilier local, avem o răspundere față de oamenii ăștia. Eu vă spun treaba, pentru mine era mai ușor să fie ăștia, să ia ei banii, deci, deci treaba asta a venit la, acum a început o bujdință, acum, a început oamenii de Banagului, de oameni în conștiință Banagului. Eu văd acum în teritoriul comunei, mă treabă, când vine mașina, eu pădesc. Adică oamenii au început să intre pe făgaș. La început a fost greu. A fost o teroare la Sărbătoarea Mării. Și vă spun sincer, și eu acasă am lui. Acum, am prins, eu am două condamnări. Sper că în decembrie acum să dăm banii ăștia care avem de dat lor. Că sunt niște bani acum, dar am contabil ca să facă scarii bugie săptămâna viitoare scrie treaba asta. Și sper să dăm banii lor, să vii așa la voi să continui treaba. Sunt declarate toate persoanele? Pe baza cum faceți, nu răspundeți. Nu răspund. Bine. Că nu. Și nu spuneți de că anul ăsta, adică să plătim înainte și să... Va fi, vă promit eu că anul viitor va fi, îi deam bani de lurat. Cât încăzesc? Pentru cel mai bine așa. Cel mai bine. Da. Dacă un cont separat pentru ei, contul lor. Așa. Și mai bagă bugetul lor. Gata. Mai aveți ceva de completat, domnilor consilier? Nu. Da? Da. Domnul Mărcuț. Referitor la acest proiect de hotărâre, am să fac niște referiri și eu tot la această notă trimisă, unde în ultima parte spune în felul următor: în speranța înțelegerii corecte a aspectelor anterior prezentate, vă asigurăm de întreaga disponibilitate pentru colaborare. Și vă rugăm să supuneți aprobării adoptarea în Consiliul Local și să aprobați prin hotărârea Consiliului Local taxa specială de salubrizare și cuantumul prevăzut pentru anul 2018 în planul anual de evoluția taxelor și tarifelor care sunt în ghilimele, respectiv 9,97 lei persoană lună taxă pentru urban și 4,07 lei persoană taxă pentru rural. O să vedeți și dumneavoastră că aveți fiecare că există planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor care se poate vedea aici, da? Da. Poate vedea aici. Bun. Deci dinainte, cu premeditare, da, dumnealor, începând cu anul 2010 și terminând cu anul 2032, au făcut un plan crescător în fiecare an pentru plata acestor servicii. Servicii. Bun. Păi dacă dumnealor l-au făcut dinainte și l-au stabilit și este legal cum au spus dumnealor. De ce n-au trimis această notă? Pur și simplu, în numele primării, primăria să o iei frumos, să o ducă la serviciul de taxe și impozite, să încaseze conform acestei adrese, așa? Și de ce vine și spune să le dăm noi o hotărâre a Consiliului Local fără ca să fac niciun fel de negocieri. Deci tu îmi impui mie să-ți votez obligatoriu să-ți dau hotărâre a Consiliului Local pentru 4,07 lei și în continuare până în anul 2032. Păi eu n-am înțeles sub acest aspect că mi-ai impus
să votez ceva dinainte stabilit nata. Votez așa. Oare eu nu cred că este ceva democratic ca să mă obligi dinainte stabilit să votez ceva care mi-i pui dumneata? Nu. Eu, o fi precedentele, o fi neprecedentele, eu nu, da, nu sunt de acord cu această formă. Da, eram de acord. De ce îți cauți dumneata să arunci pisica pe umerii Consiliul Local? Să le spui, așa am votat. Cum adică? Nu pricep. Deci, atât, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Andrei. În legătură cu Adisul, noi, Consiliul Local, am votat un reprezentant în care să ne reprezinte acolo pe domnul primar, care lipsește astăzi din ședință. Așa, e reprezentantul legal, deci noi l-am votat să fie reprezentant acolo. Prețurile astea s-au făcut în Consiliu Adisului, a fost sau nu a fost prezent și domn primar, asta. De asta vine la noi, n-are cum să o dea dânsul. Vine către Consiliul Local, că noi l-am mandatat pe domn primar să ne reprezinte acolo. Deci hârtiuța asta vine, nu? Eu așa cred, dacă domnul secretar poate să-mi zică Vă rog, eu n-am terminat așa. Bun. L-am mandat așa. Deci, domnul președinte. Da, domnul. Problema este în felul următor. Sunt de acord și știu de acest lucru. Da. Așa. Dar dacă în adunarea generală s-a stabilit, s-a dat o hotărâre, adunarea generală, s-a fixat prețurile, pentru ce trebuie să vii să ceri și Consiliul Local? Dacă tu acolo ești stabilit și ai reprezentantul fiecărei unități administrativ-teritoriale, nu? Îl ai. S-a votat, s-a făcut. Pentru ce trimis mie notă să îmi pui pe umerii mei? Pentru ce? Ai luat hotărârea, ai făcut-o, fă-te răspunzător dumneata în fața cetățenilor, nu pe mine. Eu trebuie să-mi coașe vădă pe mine, că nu ești de băia care strângem bani, vă spun eu. Da, să vă spun eu. Eu plus, de plus, dar aș vă spun eu, nici buloare, că astea cum era cu 3, 4, 5, 6 ani, din Bărcuc, croceam în toate zoa pe comună, parcă mi era în locul lor. Vă spun eu, dar uvaia au scăzut. Păi zic buloare, dar mai sunt 5%, 6%, dar 96% pleacă la rabă în lui. Vă spun eu, dacă dau la Onești, avea pe zăpoi ăștia mai ieftine. Dar ușa la Bacu, acolo se deitează, acum a început să trim de... Poate că e voi. La Onești investiția s-a făcut de data noi. Eu. Vă spun o treabă, dacă ar pui omul de casă, pui bidurul de-a parte, stica de-a parte, orice, o parte de la nevoie. La omul îl pune la un loc, acolo s-o trimis la Bacu. Dar nu mai are contaminul care se necteze în gunoiul. Aia se poate face. Ei ar trebui să vină în întâmpinarea noastră, recipientii, clasificate. Trebuie să fie parcurs la sădică, trebuie parcurs la sădică. O să fie, dar știi că am discutat problema asta. Deci Adisul, să înțeleg mai bine, face contract cu o firmă de salubritate. Da. Păi cu cine? Și eu am avut acolo proba, eu am avut o ședință. Bine. Și-au fixat prețurile până în anul 2032, da, și de pe aceea... Scuzați-mă, domn, dar poate nu ar mai fi ei, că asta e a doua firmă care ne recoltează noi menajeri. Păi nu, dăm un exemplu. A fost-o de a doua. Erau, asta e a doua firmă, erau Adisul, dar știți s-a întâmplat mai rău ca cu ăștia. Dar mai rău prețul, din poți să știi. Adică el a adjut, n-aveau grafă de gunoi. Ne avem grafă de gunoi, a trebuit obligator să facă pe aia la bacă. Și acolo a rămas datori, s-au achitat... Nu s-au achitat, bine, dar țineți minte, la bugetul local s-au achitat bani. S-au achitat, dar lumea au suferit, s-au făcut alte lucrări, altceva în folosul comunii. O trebuie să dăm bani acolo, că ei au dat faliment sau ce ni s-a întâmplat. Acum avem firma asta... S-au acolo local. Acum avem firma asta, dar acum, spus noastră, sunt de acord. Se recortează gunoiul, lumea acum nu mai... Aruncă, aveți dreptate. Eram cu noi piste tot. Ar trebui făcută organizarea, dar din partea lor să vină cu întâmpinarea noastră, cu recipientii, dar acum trebuie și o lege, asta nu hotărâm noi. O lege națională, cred. Dar pe orașii mari există așa ceva. Nu, pentru clasificarea gunoiului. Deci menajerul... Păi există lege, mai trebuie făcut. Ar trebui, am spus, venind în întâmpinarea noastră, Romprestul, și ne aduc deci prin contractele... De asta am întrebat eu. Prin contractul care îl face Adisul cu firma de salubritate, acolo sunt clauze, acolo sunt tot ce trebuie să facă firma de salubritate. Știți cum e? Când impui niște prețuri, cum o specificat, cum o relatat domnul Mărguț, deci când impui niște prețuri, trebuie să vii și tu. Și în întâmpinarea clientului, băi, ia stai să fac și eu cum trebuie, ca să vii mai ușor. Păi nu. Deci noi prețul care le avem le-a stabilit, așa cum a spus domnul consilier Gheorghiță, prin reprezentantul nostru acolo, s-a discutat
funcție, bine, nu știu, de prețul de acolo poate că s-a votat. Dar ADIS-ul, păi s-a votat. Păi ADIS-ul face contract cu o firmă de salubritate. ADIS-ul nu-i firmă. Să vedeți că te-a făcut, a făcut treaba asta, a făcut să transportul cu lui. ADIS-ul e asociația. Care suntem cei care cu lui lui. E mult. Deci noi dau urchezi la Bacău, e de fapt. E de fapt. Putea ei să vină. Bă, e un consumare. Poate că dacă noi îl dădeam, dacă noi cu noi îl dădeam selectat, poate nu plăteam atât. Domnul consilier, dumneavoastră a spus o problemă. Domnul primar face parte. Dar nu hotărăște unul singur. Dar nu hotărăște unul. Și este o problemă. Că nu hotărăște în numele unității administrativ-teritoriale Burechești. Este pur și simplu rural și urban. Deci toate localitățile are aceleași preț impus. Domnul Mărcu, da, domnul este asociație și domnul primar este un simplu membru acolo. Exact. Eu n-am spus că, adică să imputăm ceva care vreo vină. Nu, acolo nu știm noi. S-au adus argumente sau sunt, probabil au fost testare de piață sau ce-o fi normal fost acolo. Problema e ce clauze sunt între ADIS și firma de salubritate și noi, dacă tot ne se aduce în față să votăm, avem dreptul de a fi informați. Ținând cont că avem dreptul. Eu vă spun, eu chiar dacă eu vă spun că sunt bujos, ca curățenii pe Islanzuri, pe Zoane, pe... Hai să vedem fața primăriei și erau cum 20 ani. Noi n-am spus că nu este necesar. Să nu înțeles greșit. Că până fiecare poartă, că era mașina, era acolo, e cu noi. Și ce? Da, fiecare cetățean este nevoie. Nu, nevoie este. Deci, doamna vicină, noi n-am spus că nu este nevoie. Doar să fim informați cum și ce. Da, interes. O singură întrebare, da. Mai, adică nu o întrebare. Să venim ca o propunere. Aici spune de persoană. Nu ne spune dacă copilul, deci până în 5 ani sau 6 ani, plătești considerat persoană. Da, și asta e o problemă. Și asta e o problemă. Deci, noi putem să scutim. Da. Deci Consiliul Local poate să, deci când facem numărul de ăsta să nu trece. Deci nici ei nu le-a trecut aici scutirii. Persoană, trebuia să zică copiii, deci până la 5 ani. Cum ați zis, cu handicap, pe război și... Da, dar nu spune, îl trece și copilul la persoană. Da, stai, scuzați-mă, dar asta e, noi trebuie să... Da, acum hai să ne gândim. Am mai discutat cineva problema asta și s-au găsit gunoaiele alea. De exemplu, o bătrână sau un bătrân, cred că face gunoi foarte puțin, dar un copil care îl schimbă mămica și îl aruncă un sac de Pampers pe Valea Gâștii sau nu știu pe unde, așa, eu zic că... Înțeleg, copiii sunt mulți scutiți. Astea deja sunt punctuali. Păi sunt deja, păi punctuali, deci era vorba de copii. De asta nici nu s-a trecut. Păi de asta nici nu s-a trecut. Copiii comunității noastre. Păi nu am zis, deci copii. Da. Dacă îi luăm așa, pe clasifică, pe categorii. Asta e hotărârea. Acum noi putem... Eu am copiii mă duc comună. Am copii la școală mulți. Se ieși cu domnul Rumeric, ca populație în comună. Dar ca să ne mântuim treaba să luăm copii. Bine că avem... Eu fac acum și mă zbat pe casele care sunt puști. Și cumpere și ceva ca să vii tineri. Acum nu putem ceva cu amintele de la tineri, nu știu cum să zic. Primii mi-l atenși. Cum domnule, s-a apropo amint, dar vede dacă el îți spune de el deja a hotărât. După cum am luat eu hotărârea. Ținând cont și nu-i concurență, ținând cont că nu-i nici concurență, rompre, stați. Am mai participat cineva? Gata, singuri. Singuri, care au câștigat. Mai aveți ceva de spus? Domnul Gurău, are și domnul de spus. Domnule, deci am ascultat la fiecare dintre noi. Așa. Vin cu rugămintea în fața dumneavoastră să-mi spuneți cât s-a încasat din taxa de gunoi cât și cât s-a plătit. S-a spus, s-a încasat în jur de 80% de care vii. S-a plătit, zic eu, cam jumătate din sumă. Iar jucatele s-au plătit acolo. Da, cum, dar pentru că dacă s-a plătit cu 80%... Dacă s-a dat acum, în perioada asta, de când a chestii cu noi, a fost o adunare de bani foarte mare. Deci, nu, dar a zis 80% s-a încasat. Da. S-a plătit 50%. Da. Deci 30% au rămas. Deci 30% reprezintă cei care... Dar cum se rămâne 30% dacă s-au încasat tot? Băi, vă spune la timp ăsta. Nu s-au plătit la timp. Dar o luni de zile asta, acum a fost o presare asupra populației nebună.
Da, lumea s-a speriat. Vă spun o treabă, că văd pe, la ora actuală la primărie, avem o cazare pe felul omului stagieri, chiar abuziv, e mai mult. Și la apă și la taxă de și impozite la nivel de comună. Și noi sperăm acum ca la săptămâna viitoare să facem o plată la băieții ăștia și intrăm așa la urmă. Și cred că ar fi corect ca pentru la anul, această taxă de gunoi să nu mai fie introdusă. Să fie într-un cont separat, exact, să aibă cont separat. Și atunci putem ține evidența încasărilor. Nu o să mai ajungem la evidența. Acolo scrie când plătești. În momentul de față avem asigurări pentru luna lui decembrie că va veni mașina? Da, asta a spus domnul. Avem, ca să știm și noi ce mai spunem la cei care ne întreabă. Garantăm? Da. Bun, mulțumesc. Da, cuvântul domnului Vici. Dacă am întrebat, poți să o dirigezi direct la noi? Nu, no, cum există diferență? Există evidența. Există? Da. Că dacă am un cont separat, mai plătesc întreținerea contului, mai fac plăți. Nu, contul se referi la gestionarea lui local. Dacă ai vorba un cont separat, poți cheltui banii în contul. Exact, asta e vorba. Deci, bani pentru locul lui și apoi dacă lui. Ai bani pentru drumul, dar drumul. Deci, practic, se virează banii aia direct în contul ăla. Poți face un cont separat. Nu mi-a fost o treabă, hai o treabă. Un lucru și nu am fost contabilitate. Ne-am vorbit la dezare fără contabilitate. Este foarte greu. Actualmente ne-am contabilitate. Și acum avem noi și așa scopul diferit la contabil. Nu a venit până acum nimic. Dar doamna nu este. Domnule, doamna asta știe cum ești acum, a fost fără pe mine conduce. Așa. Ea vine de la Bacău undeva. Și pe asta o să oblig. Ea vine că prea ea, o să zic. Și nu avem un contract, domnul viceprimar? Am un contract cu ea, contactul să-i spune deja. La 1 decembrie... Nu am de zile a fost contractul. La 1 decembrie acum o să-i spune deja. Nu chema acum o să-i spune deja. E singura persoană dacă intrează ca să facă mie frățele de pașiul cu așa, singură dia. Și la ora actuală a fost postul la concurs, n-a venit nimeni de pentru concurs. E contabil? Domnule, dacă găsesc un contabil, mă întreabă cât e cu ce salariu. Păi dar știe pe care e studiile care le are. Dar nu știe salariul care are facultate. Studiile care le are, deci pe chimie are. Dacă are și experiență. Dacă are experiență, îl vine la dumneavoastră. Și eu îl dau de mine. Îl primim când vrea. Ia uite. Fii nevastă, vima. Altă vrea să spune. Eu vă spun, la primărie este un post de contabil, este un post foarte greu. Succes de care fac eu un post de ăsta de... Am vătit pe zăpoare că am pretebit de un cont. Este eu de putin că mă gândesc. Eu aici așa am greșeala. Eu că am avut un ajutor contabil. Dacă aveam un ajutor contabil și vedeam un contabil acum, o lucram în două și puteam să dau drumul la drumul, la treaba, la muncă. Avem o față de la Păurie, sau Rujiești, contabil de ajutor la acolo, ea s-a așteptat ca aici un ajutor. Ah. Și pe ea o amuză, că mă zic, va fi un coaje. Că i-a spus că e singur... A fugit. I-a ajutor singur, postul era de ajutor singur. Și a plecat pe deci s-a auto... Da, sperăm că în zilele astea poate să fie și o fată de asta fără experiență. Hai să mai vorbim la diverse. Domnilor consilieri, mai aveți ceva de adăugat pe baza proiectului? Aveți ceva? Ce să mai adaug și când îți vine cu prețul și... Supunem la vot proiectul de hotărâre. Votul pentru? Domnul s-a abținut. Deci se abține domnul Mărcuț și domnul... Nu, Mărcuț s-a ridicat. Da, mă abțin. Vă abțineți? Da. Și eu. Domnul Mărcuț și domnul Porumb se abține, da? Da. Și... Trecem la... Constatăm că proiectul de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 10 voturi pentru. Da. Iveți. Doar că puteam și noi să stipulăm și clauze. Da. Păi am vorbit de amendamente, păi, da, numit da. Eu, dacă nu... Păi eu te spui... Păi da, da, păi gata, păi da, păi te-a păi te-ai abținut, dar în momentul înainte ai vorbit. Te spui, amendament la... Trecem la ultimul punct, diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Andrei? Domnul Pisecară? Domnul Porun? Domnul Andrei, aveți cuvânt. La diverse. Noi avem... un program considerat un program de audiențe. În urma audiențelor respective s-au strâns un număr de cereri, deci pe data de 5, pe data de 5, au fost, au,
s-au prezentat trei persoane cu diferite motive. Asta e bine de adus în Consiliul Local. Deci o persoană s-a rezolvat cu care era în răspundere domnul secretar, punea o întrebare cu anexa 24, s-a rezolvat într-un tip, a obținut, aia e rezolvată. A doua problemă este cu decolmatarea unui podeț în care... Agina, nu? Da. În care am mai solicitat, trebuie înălțat, trebuie făcut, intră în responsabilitatea domnului viceprimar, ca să, cu 416, a început și zăpada și ploile, vin așa, apa aia, să domnul Ciubotaru a făcut construcția acolo, a făcut canalul, da, pe proprietatea lui, a mers și a făcut omul cât a putut, așa, dar tot trebuie să la 416. În continuare, se împiedică undeva la doamna Ieni și să treacă de la Ieni, trebuie trecut pe la Munteanu, nu Munteanu, Mihalcea a cumpărat și eu zic că ăla trebuie dus până scurgerea să ajungă până la domnul Mărcuți. Deci nu e numai domnul Rusu, doamna Rusu acolo afectată, sau să dai și mizerii și asta sunt mai mulți. E și la o intersecție de străzi, e baltă, ăla e, dacă așa a fost după vremuri și trebuie să înțeleagă cetățenii, bine, a zis să facem o comisie în care să mergem, să vorbim, domnule, pe acolo a fost, și nu-i singurul canal, nu-i descurgere care a fost, trebuie să mergem și să spun, domnule, asta trebuie să fim înțelegători. Cum a fost domnul Ciubotaru înțelegător și a zis, da, domnule, a cumpărat proprietatea, uite, eu pe șanț continui ăsta. Omul și-a făcut, că a înțeles, băia tânăr și știe despre ce-i vorba. Trebuie să mergem și la o instanță în vârstă în care să-l decomatăm, să meargă să aibă cursul, nu să oprească într-un singur loc. Dacă tot înțelege dintr-o parte, trebuie să fie așa. Și eu cred că cetățenii o să, dacă o să facem o comisie, o să mergem un consilier, cu două vicii sau cu două primari acolo, cred că o să înțeleagă să rezolvăm problema. Dar, știți, avem la un consilier, un consilier singur nu poate să facă, mai ales fiind și în opoziție, așa cu domnul vicii poate să rezolvă. Așa. Altă Mihalcea la Mihalcea, păi acolo a mai cumpărat, dar canalul ăla respectiv, ca să nu intrăm în ăsta, că dacă intrăm după punct, Mihalcea a cumpărat de la soacră la terenul. Și avea cu canal. Eu, acum 25 de ani, era canalul acolo. Deci nu stăvăna nimic. Între el și, Lungul, așa, era canalul. Și acum, și nu-i infundat. Era papură. Deci apă, deci venea pe acolo și era de scurgere. Deci trebuie să... Să bloca capra. Să bloca, da. Altă problemă, au mai venit băieții cu echipa de fotbal. Avem o echipă de fotbal. Am avut două, ne reprezintă, e un lucru bun. Copiii mari, unde să iese. În fine. Mijloc de recreere, dar ne reprezintă și până acum. Eu am mers cu ei și au urechești. Nu știau unii urechești, nu vedea pe harta, sunteți din Vrancea. Nu, suntem urechești. Acolo, la Cornățel, aici, podul. Deci noi nu suntem din alt județ, suntem și noi de... Așa. E vorba cu... sau terenul avem, a început un pic de mers acolo, e vorba cu plățile, dar cu taxa. Acum... A trebuit ca și să reconsiliu. Face buget local. Prevedem acolo pentru fotbal, acolo, o seniori. Și în banca sunt de 5 de ei, ai o seniori pentru fotbal. Se cheamă la lucru toată discuția asta. Și eu am fost acolo, am contribuit acolo. S-a gas, a coastă, și l-a făcut la veselele acolo. M-am blocat acolo. Să știe, adică să fie în evidență, băieți au venit ca întâmpinare, ca să știe, să fie în evidență luat la bugetul de la anul, deci când fixăm bugetul la care vinți oameni, exact. Și prin la bugetul să pune cât este baia de pentru arbitraj. Nu poți să aia. 4 milioane ar trebui să-i vorba cam asta face. Când mai trebuie și făcut pentru ca să gătim de ziua. Vreau să faci. Când mă buget acolo de sus, 20 milioane, să facem treaba și cu asta am chema la muncă. Bugetul trebuie desbătut o perioadă mai lungă ca să putem. Păi da, nu în scurt timp. Nu facem pentru că facem nimic. Să adună și fiecare. Eu am luat micul ăla care spune de fotbal la Bacau. O vezi de acolo să-i dă și să vădăm sumele. Cu asta am chemat la bucă. Nu știu de făcut treaba asta. Și partea juridică. Că știți că treaba, domnul acolo vine mult. Și mai e... Există și... La domnul Amăriuții a fost două persoane, adică a ridicat problema gunoiului, care am dezbătut-o astăzi. Asta e. Fiecare are bine și zice, bă, ești consilier acolo, asta e. Da. Și cu inul, da, dar mai și chestia cu
niște saci menajeri pentru parcul de la satul nou. Să aruncă tot timpul dozi, peturi și mă trage de guler. Să duce cu butoaie, mai bine ceva, duce cu butoaie. Ceva, 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 ceva. Cu o alternativă, o alternativă. Uite, eu îți dau, eu am un biez la mine aici și am condere. Dau două condere. Nu, nu știu nici. Păi nu ai gestă, eu stau să vin că... Păi eu dau la un condere de acolo. Nu ai problemă. Hai. Eu îți dau cap. Știu că nu am lucru. Un condere de acolo. Dar ce capacitate era mare. Da, da, da. Adică poate fi furat asta aici. Da, da, păi trebuie legat asta. Dar unde, băi, nu s-au furat, în alte localități mergi și nu... S-au spart distrus. Poate nu s-au furat, dar le distrug. Nu, dar... Aude, Andrei, eu am poeta care este în centrul ăsta de acolo. Dacă tu tot dimineață, scos afară de acolo, de-a furat. Adică și apoi e deranjat pe ei și la pământul. Adică nici mai bineștiu, dacă e pute acolo undeva, nu fie nimeni pe el. Adică responsabilizat. Bă, că ăștia de la Bacău vin și mă vedrează pe lulule. Aveți codere. Și am spus, băi, să amine sale voastre. Păi ăla zice, și sale voastre. Păi dacă îmi fură unul, păi îl pătiți, asta e bună, îl păriți. Adică nu și-a răspire tot așa, e pe mine. Ia un magazin, băgați, ați spus, da. Și ultima încheiere, adică aveam o încheiere deci la audiențe, deci cetățenii să vină în audiențe totuși, să nu stea ca acolo acasă, să fie deschiși, decât să vorbească pe alături, mai degrabă vine la un consilier să prezintă, îi spune doleanța frumos și înregistrat tot. Adică să vorbim pe alături mai degrabă, așa putem să facem ceva. Un grafic ce e un grafic, e un grafic care poate fi consultat și să prezinte la audiență la ce consilier vrea la data respectivă. Asta e bine ca să știi cetățenii să nu... Domnul Prisecaru? Da, mulțumesc, doamna președinte. Conform graficului care l-am votat în Consiliul Local cu acordarea audiențelor cetățenilor pentru de către Consiliul Local, conform graficului am mai spus, în data de 26-11 s-a prezentat o persoană. Bine, dânsul a cerut-o să rezolve niște probleme care acum, sau chiar la ședința din 27, din ultima ședință. Din 24 noiembrie am discutat. E vorba de canalizare. Așa, și mai e o problemă, nu-i dau numele, nici domnul Andrei nu-i dau numele, dar o să vede ei, că avem, deci așa. O porțiune pentru repararea sau reasfaltarea unei porțiuni de drum între Manea Dumitru, la șoseaua veche, Manea Dumitru și Lazar Nicolae, Nicușor. La șoseaua veche, asfaltarea sau repararea. E șoseaua, deci știți, porțiunea de drum... Aici eu zic da, ei, de acord, băi, am zis numele... Asta. Și aș dori, domnul secretar, dacă dumneavoastră ați pregătit sau... Cum putem să facem și noi, cum a spus și domnul coleg, ca oamenii, cetățenii să afle că noi acordăm audienții și cum putem să facem? Să tipăriți niște formulare? Deci, oamenii nu știu. În cadrul primăriei este afișată hotărârea Consiliului primăriei. Local. Mult mai simplu mi-ar fi fost dacă afară ar fi un panou da. Care să... Păi amenajăm un panou afară la afișaj și oamenii când trec... Aropii. Dar e un afișaj care îi cheie domnul cu sticlă, deci, nu aici jos, deci afară. Totodată, și acolo avem probleme și cu site-ul primăriei, care da. Este foarte, foarte important de, probleme de sens. Implementat. Da. În sensul că nu am acces la rețeaua site-ului, nu am acces la... a introduce date cu privire la tot ceea ce presupune activitatea autorităților. Din motivul ăsta o să încerc să fac tot posibilul să iau legătură cu, legătura cu acea persoană da. Care se ocupa inițial, că aș vrea totodată să actualizăm acest site, să publicăm toate hotărârile Consiliului Local, este o obligație a noastră, a instituției, acest aspect. Eu, deocamdată, nu pot să fac decât și la nivel de unitate aceste hotărâri pentru că nu am posibilitatea și nu am cum să până afișez când, din moment ce nu am acces la site. Până când aveți acces la site, facem și... Dar cred că este, era, exista. Ar fi, repet, ar fi bine organizat un panou special pentru publicarea tuturor actelor administrative și astfel le vom aduce la cunoștință. Când treci, mergi la biserică sau mergi la prefectura primăriei, nu se mai urci sus sau poate mergi la farmacie. După cum ați observat jos, dacă veți fi atenți, acolo am
da, publicat atât programul de da, dar nu intră lumea în primărie, nu doar lumea în primărie. Și de către dumneavoastră. Acum lumea vă dați seama. Păi e trebuie. Acum cu lemn le spun. E un trafic în primărie, poate mai. Bună a fost ideea și domnului Mărcuț. Oamenii care vor mai veni, o să publicăm și aici pe ușa aceasta de audiențe. Oamenii mai intră. Așteptăm pe vot pentru că nu vor unei probleme. Vor mai observa și... Audiențele s-au ținut în mașină în fața primăriei, a zis să ne dea chei la cămin, adică să avem acces măcar undeva, nu în primărie, noi ne ținem duminica sau sâmbăta, să fie la cămin, acolo. Găsit o modalitate încât să ne dați o sală și nouă, să ne mai audiențe. Și afișat tot acolo programul. Da, și afișat programul, ar fi mai bine acolo afișat programul. Plebata asta care este la noi, la social. Adică o grămadă de obiecte la ea acolo. Eu pot să am cheie de acolo. Cheia este la ea. Eu început din lura asta, singur, prin ajutoare sociale pentru oameni. Va fi acolo de costat toată barfa asta. Și eu vă spun că am barfa de gestiune, eu vă spun sincer. Dar nu-i căminul ăla. Dar nu-i căminul. Domnul Vici, identificat un căpil cu acces din stradă, de undeva, în care... Da. Numai pentru eu vă spun, dacă treci în perioada asta cu ajutoare, eu vă dau că vin acolo, unde e discoteca, unde e discoteca. Pe acolo am cerut. După aia îți poți duce, o să fie în perioada asta, acolo până anul, după asta nu scăp de treaba da, nouă. Da, acolo, domn primar, mă scuzați, am văzut pe filii de acolo, pe tablou, scrie debranșat. Sunați la, da, unii spuneți zona asta, la ex-discobol. La ex-discobol, nu sigilul. Atenți cu el, da. Da, sunt la ex-discobor, pe caseta de la Enel, sau el, Delgaz, Grid, cum se mai cheamă, nu mai știi, e frumos un sigil, scrie, deconectați, vă rog sunați la, și dă un număr telefon. Da, bun, este deconectat, nicio problemă, din altă sursă de la primărie, tras un cablu, într-o doză și ai un bec și o priză. A fost eu la farmacie, poți fi un capitol acolo. Farmacia de uneori, domnul Șpan, de dincolo. E partea. La bibliotecă. Bibliotecă. Domnul... Da. Nu știu, informațiile meteo spun că va fi o ia... Da. Da, cu asta. Și domnul viceprimar. V-am rugat în ședința din 27, da. A 10-a, da. De scris în procesul verbal. Dar acum, de acum s-a răcit, a nins. Vă spuneam cu două, trei persoane de la sex feminin, la troița de la barieră, era bine. Vulgar, da, știu. Dar nu, de acum, de acum așteptăm parte bine mai așteptăm vara. Nu, pași. Nu o să mai desfășa. Am avut cu feminine astea. Am avut, am văzut să zice într-o oară, am șters frumos, am făcut pozitării exact cu care trebuia să vină ăștia ca să ne dea autorizația pentru aia și să spui câte ea de gură, prasă de pune prin gărua. Și am făcut acolo pozitării, zic eu, super. Poate face din voi care va reveni ori acolo, nu mă supără nimic, nu mă deranjează nimeni asta. S-a închiriat sau a fost? S-a închiriat pe perioada. Apropo centru, s-a depus o centru. Apropo centru. Păi, centru. Ce era cu obiectiv, vă rog, acum ești în deci am auzit tineri că ați solicitat și în Slobozia. Avem și copii, dar și copii micuți. Copii la ce ai copii. Dacă vine pentru părinte că alții are aia mai vârziși, eu cred că le-au dat, dar aia mai vârziși. Copiii ăștia sunt copii din clasa 7-a sau... Nu. Ne-a supravegeați. Ne-a spus și vizite. Și le-am trimis la dumneavoastră pentru că... I-a spus că e infantil. Dacă nu apare pentru părinte ceva să facă din maturii, le-au dat la copii. Apropo ce este acolo. E terminată intervenția pentru autorizarea ISO. Deci știți că am alocat... Mă trebuie așa, dar ISO a venit cu așa, am făcut scări, am făcut obsetii, am făcut cu cea bozaua aia antifoc. E făcut tot, după să vii de autorizare. Deci da, cu vopsea aia care nu se găsa, tot. Gata? Da. Bun, deci... Doamna... Stai că mă, este domnul Polo. Poză. Domnul Vici, iluminat un Slobozia, rămâne problema. Astăzi am vorbit cu cineva din băieții ăștia, duminică mă ocup eu. Și poate nu și mâine. Adică mâine este sărbătoarea Sfântul Andrei și pot să vă duc în treaba asta. Am lucrat la chii și la voi, dar acolo la voi, eu am făcut acolo PTT-ul acolo, am pus-o acolo, nu știu care e motivul de sanția din loc. Dar eu scurt relevanții la voi în regea. Exact. Ceva se întâmplă. Deci aici ar trebui solicitat eu unul, pur și simplu.
Păi dacă văd că nu-l reușesc băieții să-l dau de capă și mi-e împușc, iar... pentru că mai avem o persoană aici de specialitate, în rețeaua asta clasică, care este foarte veche, așa, conductorul, sau este o fază care are, da, practic, tensiunii, care e separată de rețea. Ei de la E.ON când vin, au grijă numai de rețea. Așa, și spune iluminatul, este a primăriei. Nu știu dacă este... Dacă este vreun act între, între primărie și E.ON, că acel conductor trebuie... Acea fază, acea fază e la nivel național. Deci, nu e la nivel național, să știți. Mă rog, nu, eu nu merg pe contrazic. Da, dacă vreți să acceptați, acceptați. Da. Nu, nu am niciun fel de problemă. Deci, orice localitate are o fază distribuită la nivel național pentru iluminatul public. Da. Pe acea fază nu se poate lega absolut niciun consumator casnic sau privat. Și cu asta am fost. Nu, nu, ei, sub aspectul ăsta la intervenție. Eu ce am întrebat, dacă există între E.ON, la multe primării, exploatează primăria sau o lani în administrare, să zic așa, iar la altele nu. Toate defecțiunile care apare în astea, care este capul primăriei. Deci, dar primăria nu este distribuitor de energie electrică. Exact. Primăria primește energia electrică. Nu. Iar investiția o faci cu o firmă particulară. Am înțeles bine eu. Deci, dacă este predat ca gestiune iluminatul public la primărie... Iluminatul în gestiunea primăriei. Dacă este și partea asta, atunci primăria trebuie să rezolve cu firme, cu cine... Băi, nu zis, acum primăria are contract cu firmă privată. Eu s-am dorit să dau o firmă de asta, că vin la mine aici, cum a fost ieri. Dar nu reproșez. A fost treaba cu lumina căzută. Pe vine în coași, eu schimb înapoi ora, mai face două intervenții și vă pui factura. Vă pui 20 milioane. Eu mă uit, eu să spui 20, dacă vă convine, dacă nu mă viu. Adică niște lucruri astea care de a lua bani și toate fac treaba asta. Am avut cu Oanie și cu Iulia Nada. La fel bine. Acolo am ea, nu face nimic, am zis, vă împai, cum și... Dacă e contract, dacă e contract de service, și îți percepe o taxă, atunci are obligația să o fac. Eu sunt obligat să-ți plătesc lunar o taxă, dar tu îmi intervii când e nevoie. Când e nevoie și repar când e nevoie. Deci aici... Eu vin cu o altă propunere. Să angajăm un electrician care să ocupe și să ocupă și de pompe, că sunt băieți bine pregătiți. Îl angajăm la primărie, să ocupă și din iluminatul public și de stațiile de pompare, că să strică. Deci unul care e pregătit și le are în toată asta, e mai bine angajăm un electrician. Și poate să mai facă și aici. Chiar pentru public, da. Dar pentru stații de pompare, te poate adică. Păi și dacă se poate. Dar e foarte complex acolo la sistemul de pompare. Acolo îmi trebuiește niște miserează, dar trebuie miserează. Stați un pic. Ce? Nu vine electricianul să facă mie acolo. Nu. Deci electricianul pentru a întreține este un aspect, iar pentru un serviciu electric, iar pentru un serviciu este alt aspect. Complicat, acum discutăm ce poate fi complicat. Dar vezi tu, băi, că nu dăm electricianul, dar am acolo să fie autorizat. Eu n-am așa persoană, îți pot angaja. Să găsesc persoane autorizate. Dacă se vrea. Autorizată NRE trebuie și atunci acceptă. Da. E o altă discuție și mai putem discuta să nu monopolizăm. Dacă mi se dă cuvântul altceva, putem să spun. Zona Crâng, Borlățel. Da? Deci în Crâng, Lițel, 4-5. Luna decembrie, facem verificarea la... Lumina stradală, toate satele. Bagoare cu cercet de iluminat luminos pentru de viață. Deci doar trebuie schimbat de schimbat și verificat. Tot unde știm. Da? În Crâng a rămas în tunel. Din Revelion. Deci asta e valabil pentru satul nou, domnul Vice. Toată comuna. Da, s-a aprobat de până acum. Domnul Mărcuț mai are ceva de spus și de aia domnul secretar o să încheie ședința. Eu sunt. Eu n-am terminat. N-ați terminat? Mi s-a dat cuvânt. O oră pentru un scâmp ați venit. A făcut interpelări. Ba da, v-am dat. Cum v-am zis, domnul, mă rog. N-am terminat atunci. Mulțumesc, n-am terminat. Păi da. Deci, iluminatul... Păi da, dacă mai discutăm... Asta e ultima lună, ești pe ședință. Da. Ședece. Da. Domnul Vici, discutați-mă cu multe ședințe înainte. Eu dau 10 minute.
Când Slobozia, și se cheltuie mai mult, că s-a anunțat o iarnă foarte grea, este zona aia de la Dâmbui, spunem noi. Deci la intrare în Slobozia, la aproximativ 250 de metri. Și acolo în fundă totdeauna. Deci, închiriat, făcut rost, nu se numește. Deci, cale din niște paranzăpezi. Deci, e vorba de 150 de metri. Și pe Iemașul Mori, tot ăla, mai zis că facem pe din gardul. Noi am mai pus pe șențe. Măcar accesul de acolo. Să facem din nem, măcar. Pe partea dreaptă. Da, pe partea dreaptă, bineînțeles. Deci, acolo de la fostul primar, așa, și până în Florin. Da, 150 de metri. Așa, și ar mai fi din Florin până în Dâmbaia. Acolo, știți? Tu e un pericol, acolo. E un pericol și... adică... În satul nou ăla. În satul nou, zic eu, acolo, n-am fi Dâmbaia acolo, deci copăjie acolo. Să ne mișcăm de acolo. Am găsit pe unul cu un car acolo, zile astea. Da. Ce? Cu poliție acolo. Sala. Exact. Doamna, adică eu i-am pus acolo copăjie ca să poată să îmbrăzească, dacă e... Domnul Bărcuț, da? Aveți cuvântul. Ce vorbesc cu adjudul? Cu adjudul, că îți cu ei bun. Cetățenii... Le-am dat voie să pui pe terenul sacrificul până la urechie să pui pe adăpeză. Să mă repeze eu de poate că nu 200 de metri. Bun, acum, dacă găsim... Deci eu mobilizez, mă angajez, mobilizez pentru montaj. Dacă facem voi. Dar unde nu vă lupăiești? Bun, dacă nu. Ce pare eu, ce oricum, e bine cineva de acolo că știe direcția vântului, știe cum bate. Adică să fiu și eu anunțat. Să fiu anunțat. E o problemă, că știi. Dacă ești acolo, știi de unde îți bate vântul tot timpul. Eu doamna dragă, vreau să întreb și eu o chestie. Deci, mașina de zepezire a primăriei este în stare de funcționare pentru iarna asta? Nu. Aia vreau să întreb. Contract cu cineva de la zepezire nu avem. Da? Da? E mai bine așa. Mai bine. Atunci suntem mai siguri. Trebuie am încercat să fac mașina primării și o fac pe asta. Un drag de servizi ambriaș cu placă de 13 euro, totuși, cu urmări de regiuni, pleacă la 200 euro. Avem pătă sau lupără cuți. El e singur care repară în zona asta. 200 euro nu merge. Este o mașină de consum foarte mare. Foarte mare. Că de-aia și dat-o, de-aia și dat-o, da. Nu i-a donat. A fost donat. A făcut un bine. Da, pe eu am avut. La lama, da, mult. Poate vin din lama, domnule. Dar noi am zis că dacă venea buldo ăsta, puneam lama pe vult și era un treabă de lama. Era mult mai bun ăsta. Așa, să mie. Hai, gata, că a fost la lama. Puneți de la ordinea ședinței. Domnul Bărcuț, aveți ultimul dispus ceva. Primul cuvânt și-o vădut. Nu, domnul secretar, o să încheie. Doamna președinte, eu la acest punct diversie am să vin în fața Consiliului Local cu niște probleme privind regulamentul cadru de funcționare a Consiliului Local și cu legea 393 privind statutul aleșilor locali. Și am să citesc niște articole din aceste regulament și lege. La articolul 67 din regulamentul cadru se spune participarea consilierilor la ședințele Consiliului Local și ale Comisiilor de Specialitate este obligatorie. Obligatorie. Mă duc la articolul 37 din legea statutul funcționarului public 393, care spune în felul următor. Consilierii și delegatul sătesc, care participă la ședințele de consiliu, organizate în mod excepțional în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a li se afecta salariul și celelalte drepturi ce le revin potrivit legii de la locul de muncă. Față de aceste două aspecte, stimați colegi și doamna președinte, am să vin în fața dumneavoastră cu o problemă care trebuie să o terminăm. Da. În sensul că, cel puțin ultima dată că este proaspătă, ca să nu vorbim ce a fost mai înainte. În data de 18-10-a, s-a întocmit un proces verbal și un raport al Comisiei Juridice pe niște proiecte de hotărâri. În data de 23-10-2017 s-a întocmit un proces verbal și un raport al aceeași
comisie juridice. Eu am participat la aceste două ședințe. Eu am avut o mare încredere că totul este perfect și în regulă. Ducându-mă și analizând dosarul de la ședința ordinară din 27.10.2017, am constatat că în data din 18.2017, procesul verbal și raportul Comisiei Specialitate este semnat de toți consilierii, deși n-au participat toți la ședință. Am constatat că în data de 23, de asemenea, este semnată de toți consilierii din comisie, care eu am participat la ședință și știu precis că nu au participat toți consilierii. Întrebarea mea este următoarea. Domnul secretar, vă rog să analizați acest aspect, să verificați unde au apărut semnăturile consilierilor în aceste rapoarte și procese verbale, atâta timp cât nu au participat la ședințe. Totodată, verificați la contabilitate dacă au primit indemnizațiile de ședință pentru acele zile. Vă mulțumesc! Ca răspuns la cele nu am nevoie de răspuns. Nu. Permiteți-mi să am și eu, ca să pot să aduc la cunoștință totodată anumite aspecte care țin de activitatea comisiilor de specialitate. La momentul întrunirii în ședință a Consiliului Local, după cum știți, de fiecare dată, eu solicit rapoartele comisiilor de specialitate. Acestea trebuie întocmite înainte de a fi dezbătute proiectele de hotărâre. Eu nu pot să supervizez sau să monitorizez activitatea comisiilor, pentru că nu mă privește acest aspect. Această datorie o are atât președinții comisiilor și totodată prezența este consemnată într-o condică de prezență. Nu este condică de prezență. O să văd și eu ca președinte. Adică prezența. Trebuie. Eu sunt președinte al comisiei. Vreau ceva și o hârtire. Deci s-a semnat grafic. Dați-mi hârtire, vă rog. Legătizatorul. Ceva grav. Eu ca președinte. Asta eu vreau să vă hârtire. Mie nu mă interesează de o persoană anume. Știu unii cine, dar nu mă interesează. Așa, ca fapt divers. Vi semnez după. Nu-i divină persoana. Deja s-a înregistrat, doamnă. Verific totodată. La contabilă o să am o discuție cu domnul primar în acest sens. Și să dispună dumnealui măsurile care vor fi luate, în cazul în care sunt constatate... Da. Aici, domnul secretar, mă scuzați, aici, dacă e așa cum spune domnul Mărcuț, dânsul are eu adunat dar. Deci nu discutăm acum de o ceva așa, o discuție. Băi, că au fost prezență și așa. Dar e vorba de niște documente pe care s-a pus semnătura, în neștiință de cauză, sau poate era în alt, sau nu știu ce s-a întâmplat, deci după. Deci după... Vii și semnezi un proces verbal sau semnezi o... ai fost prezent în comisia în care ești. Atât timp cât... Și după aia... La exemplu de astăzi. Nu știu, n-am... Astăzi am avut ședința de consiliu, da? În fața mea am rapoartele comisiilor de specialitate care sunt semnate. Acestea și prezența. Verificăm prezența. Acum să bate camera care a fost. Obligația mea ca și secretar să verific prezența consiliului local în cadrul ședinței alături de președintele de ședință. Deci voi consemna alături de doamna președinte în condica de prezență câți consilieri au fost astăzi prezenți. Da, dar dumneavoastră aveți un proces verbal specificat. Acestei condiții. 13 prezenți sau 12? Bine, 12 până acum. Astăzi au fost, sunt prezenți 12 consilieri din totalul de 13. De ședința a fost legal constituită. Legal. Poate să fie și 8, poate să fie și 7, nu contează. Asta e vorba. Dar pe comisii, cred că această activitate ține strict de președinții comisiilor și montajul să se facă pentru a nu mai exista discuții sub acest aspect. Noi numai aici, stop. E vorba că s-o semna niște documente. Domnul secretar, una peste alta a spus așa.
ședințele pe comisie nu e responsabilitatea dânsului. Deci nu pot să... Păi la ce îl introducem? Despre ce discutăm? Eu dacă am aceste rapoarte... Că s-a făcut sesizarea unui consilier, este un aspect... Că domnul consilier nu are nicio treabă cu ședințele de comisie. Hai să fim serioși. La ce le responsabilizăm și îi reproșăm? Deci, eu tot ce vă spun este prevederea... Păi, nu sunt grav. Nu, eu de fi venit să ne oprim. Să nu mă gândesc. Deci tot ce vă pot spune... Nu, facem acuzații nefondate. Discutăm după. Proiectele de hotărâre nu pot fi supuse dezbaterii dacă lipsesc rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Aceste rapoarte sunt în momentul de față. Înainte de începerea ședinții am întrebat dacă aceste rapoarte există, corect? Da. Ei, având în vedere că aceste rapoarte există, au fost supuse dezbaterii și aprobate hotărârile Consiliului Local. Modul în care acestea sunt întocmite, când și în ce fel aici nu, aici se, de nu se ține de fiecare comisie în parte, comisia stabilește locul și unde se întâlnește pentru a dezbate pe ședință fiecare proiect în parte. Dar sunt convins că veți găsi soluții și pentru a nu mai exista astfel de... Una din soluții, domnul secretar, este să înființați o condică de prezență și pentru comisiile de specialitate, așa cum este condică pentru ședințele ordinare. La acest aspect nu este nicio problemă, o să mă ocup, o să... Nu ar fi fost atribuță. O amprentă, să fie o amprentă digitală, când vine, să-și pună consilierul... Scurs de asistența socială, în ședința anterioară mi-ați solicitat o raportare și o informare. Eu alăturat documentației pe care v-am înaintat-o. Aveți înscris ceea ce colega mea a prezentat. Pe scurt vă mai spun faptul că de la Inspectoratul Județean Școlar a fost trimis o adresă cu privire la organizarea proiectului pentru organizarea rețelei școlare. Bun, noi la momentul de față, chiar acum lucrăm împreună cu domnul primar la proiectul de hotărâre care urmează să îl înaintăm în Inspectoratul în vederea obținerii avizului confort. Avem și nota de fundamentare întocmită de doamna director, la care prezintă absolut toate datele necesare pentru înaintarea proiectului și eventual, dacă, în funcție de emiterea acestui aviz, în ședințele următoare, eu știu, respectiv decembrie sau ianuarie, va fi supusă aprobării hotărârea Consiliului Local cu privire la organizarea rețelei școlare pentru anul 2018-2019. Cam atât am avut să spun. Vă mulțumim! Domnilor consilieri, domnul secretar, vă mulțumim! Doamnă.